Un italian în vârstă de 59 de ani a stat 33 de ani în închisoare, deși era nevinovat dintr-o eroare. Bărbatul fusese condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a trei persoane. Totul se întâmplase în 1991, în apropiere de Cagliari, unde trei fermieri au fost împușcați mortal, iar un al patrulea a fost rănit. La câteva zile după crime, poliția l-a uh, arestat pe italian, atunci în vârstă de 27 de ani. Judecătorii la acea vreme l-au găsit vinovat și l-au condamnat la închisoare pe viață. După 33 de ani, fermierul din Sardinia a fost achitat. Actualul procuror general a constatat că alibiurile și declarațiile martorilor, au dus la identificarea și arestarea italianului, nu erau credibile.